Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Strada principală, că nu i-aș spune bulevard, strada principală a comunei, da, pe stânga și pe dreapta, palmieri. Tăticule, palmieri, nene, adică nu dăștea cum a cumpărat săracul ăla de mazăre primul, că ăla a venit primul cu palmierii, a cumpărat niște palmieri de a... De 2 metri înălțime, 3 metri, așteptând să crească. Mă, dar ăla cât de cât îi punea la mare, adică... Se potriveau cumva cu, da, peisajul. La domnul Negoiță, care a luat pe domnul sectorul 3. Sunt centrul Bucureștiului, palmier, mă, deci, băiatule. Dacă mai și ploua, la cât se înfundă canalizările în București, aveam și mare. Da, da, da. În Piața Unirii, acolo era spectacol. Deci domnul primar din, spune că i-a venit ideea cu palmierii după ce și-a petrecut vacanțe în țări exotice unde a văzut palmieri și i-a plăcut. Deci a plecat destul de târziu în vacanțele astea exotice. Că da, asfalt n-a văzut în țările exotice. Adică, de ce nu se duc în țările greșite? Să se ducă în țări unde funcționează transportul în comun, unde sunt spitale, școli moderne, asta m-ar interesa. Vezi tu că dacă începi la vârsta asta și deodată cu țări exotice, te duci departe. Da. Adică nu s-a dus și el în Spania să învețe exact ce spui tu. Da. Să găsească și alte lucruri. Poți să vezi și palmieri. Ce în Spania vezi? Pe asta, da, zic, dar vezi și asfalt, vezi și civilizație. Vezi, nu s-a dus în Cipru. Cine știe, s-o fi dus prin Dominicană și a ieșit din hotel, n-a văzut decât palmieri. Te obsedează palmierul, că eu știu, eu am trecut de prin ce, asta. De ce, mă, băiatule, palmierul? Eu când am ieșit prima oară din țară, aveam 20 de ani și am fost într-o excursie în Italia. Cu autocarul. Autocarul ai mers până în Italia? Și mi-au plăcut și Vaticanul, și Coloseumul, și Florența, că am vizitat mai mult din Italia. Dar cel mai tare și mai tare m-a fascinat când am văzut prima oară palmierul. Te-ai întors cu poze cu palmieri? Pe Veneția, pe la Lido Diezolo. Deci așa... acolo mi s-a tăiat film. Știi, palmier, tată. Eu așa i-au fascinat, băi, europenii, pe indieni, i-au fascinat cu mărgeluțe și cu oglinzi. Da. Înțelegi? Și le-au luat tot pământul și toate alea pentru că aia se duceau după giugele. Cum bănuiesc, cum bănuiesc eu că la rândul lor primari din Filipine, Thailanda, dacă vin pe aici, aici pun brazi. Îți dai seama? Pe meleagurile lor. Brazi. Bă, nane, am molid, am văzut, am adus arbore exotic tip molid. Da, au dus molid undeva. Saigon. Bravo, Saigon. În Bau. Pe centru în Saigon, da, s-a pus molij. Cum ar fi, mă? Să te duci în vacanță exotică și să fie pădos. Ajungi pe plajă de aia cu nisip alb, pădure de brazi. Unde a fost domn primar al nostru. Dar domn primar explică, fiți atenți. Deci spune așa, că nu a dat 100.000 de lei pe acești palmieri și spune, nu mi se pare bine, mult. Să știi. Da, nu, problema nu e neapărat de bani. Ok, 100.000 de lei, nu e chiar așa o tragedie, să zicem, pentru o comună. Dar nu înțeleg asta, vrei să pui palmieri. De ce nu pui, pune, frate, se pare tăi, pune pom fructifer dacă vrei, măcar hrănești pe cineva, știi, faci o chestie de genul ăsta. Pruniau. Dar logica, da, logica mi se pare, zice, suntem singuri, adică ca să justifice, că îl întreabă reporterii, dar de ce? Și dânsul spune, nu e mult. Zice, așa am considerat, că noi am făcut investiții pe aici, suntem singura comună din județ care am accesat fonduri europene pentru aducțiunea cu gaz și am finalizat această investiție. Felicitări, bravo, dar ce are aducțiunea cu prefectura? Nu te supăr, adică am făcut aducțiune de gaz, am făcut investiții, aia luăm și niște palmieri. Stai, mă, poate lua palmieri pe gaz și de asta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.